durere și agonie pentru toți cei care le cunosc pe cele trei tinere care au decedat în incendiul cumplit de la Constanța în urmă cu două zile. Nicoleta Cengher, Mihaela Tucă și Nicoleta Vasilițeanu și-au pierdut viața după ce restaurantul în care lucrau a fost mistuit de flăcări. Trupurile lor au fost găsite fără suflare după câteva ore de către pompieri. Două dintre ele au fost depuse la capele mortuare, iar una a fost ținută în casă până când va porni pe ultimul drum. Pe Mihaela Tucă a luat-o de la morgă fratele ei. Trupul tinerei a fost depus la capela din Mangalia și în scurt timp aceasta s-a transformat în loc de pelerinaj pentru prietenii și rudele care au venit să o privegheze. Vestea morții fetei a venit ca un trăsnet pentru toți cei care o cunoșteau pe Mihaela. Veselă, zâmbitoare și frumos, foarte frumos. Și tot timpul. Nu se vedea tristețe pe față, indiferent cât suferea, nu. Dar nu, n-aș vrea să comentez, chiar nu. O pierdere mare în orice casă. Veselă, plină de viață. O ființă foarte bună la suflet, ajuta pe oricine. Cu minte, frumoasă, vrenică, că a muncit singură și a plătit școala. După moartea mamei sale, în urmă cu 10 ani, Mihaela a trecut cu greu peste moment. Totuși, încet încet, avea să fie recunoscută drept una dintre cele mai apreciate dansatoare de belly dance de la malul mării. Prietenii spun că fata ar fi avut premoniții și ar fi visat-o pe mama ei de mai multe ori în ultima vreme. Parcă totuși presimțea că ceva rău și așa. Dar nu mai era aceeași persoană, nu mai făcea aceleași glume, râdea, dar parcă nu era râsul ei. Vezi, avea prinsență. Da, avea visat mai două săptămâni la rând, au mers la mănăstire, au mers peste tot, două săptămâni la rând a visat. Toate cele trei tinere vor fi înmormântate miercuri. Nicoleta Cengher își va găsi liniștea veșnică în cimitirul de la Constanța. Mihaela Tucă, la Mangalia, alături de mama ei, iar Nicoleta Vasilițeanu va fi înmormântată la Valul lui Traian.